Laptele de capră este mult mai sănătos față de cel de vacă. Are mai puțini hormoni, mai puține grăsimi, iar specialiștii spun că ne ajută să asimilăm mai ușor fierul și cuprul din alimente. Cu toate că este apreciat, lactatele de capră le găsim cu greu la raft. Georgiana Udrescu, vicepreședinte CapriRom, spune că asociația pe care o reprezintă a demarat o campanie de promovare a produselor de la capră, tocmai pentru a familiariza consumatorul cu gustul autentic. Am prins aici un trend de promovare atât pentru efectivele de animale cât și pentru produse. De fapt, noi suntem în campanie de promovare a produselor de capră pentru că sunt foarte sănătoase și ai noștri fermieri pe asta se bazează, pe brânza și pe laptele de capră. Carnea în România se consumă mai greu, sunt mai reticenți consumatorii și de aceea vrem să promovăm pentru produsele de lapte și brânză de capră. Încercăm să convingem pe cei mici să consume, părinții să le ofere copiilor aceste minunate produse, nu un segment foarte mare, dar ne-am propus pe viitor, sub denumirea Capra Izvor de Sănătate, să promovăm și să aducem în fața consumatorului cele mai bune produse de capre. Dacă vedeți la standul nostru, deja am început să modernizăm oarecum produsele, nu mai avem numai acea telemea clasică, avem brânză cu mirodenii, diferite produse care sunt copiate după cele din Franța. Încercăm să ne modernizăm atât cât putem, să aducem consumatorului lucruri românești, dar de calitate celor din afară. Cum stați cu desfacerea până la urmă? Asta este o mare problemă la noi cu desfacerea, pentru că nu avem, ca să putem să intrăm în marile magazine, trebuie producție tot anul. Și noi în România încă nu avem în ferme o montă în contrasezon să putem să oferim produse tot anul. Și aici ne confruntăm cu problema, nu putem să intrăm în marile magazine. Desfacerea rămâne de la om la om, de la poarta fermei, în piețe și pe recomandare. De-aia vrem să facem produse de calitate, să putem fi recomandați. Până la urmă, asta e cea mai bună piață.